Nu există niciun motiv pentru care România să nu fie primită în spațiul Schengen. Afirmația a fost făcută chiar de președintele francez Emmanuel Macron, care a lăudat eforturile țării noastre pentru securizarea graniței UE. Macron a criticat însă modul în care spațiul Schengen funcționează în acest moment și a anunțat că acesta trebuie reformat. I-am transmis domnului președinte și faptul că obiectivul României de aderare la spațiul Schengen rămâne unul de actualitate. România, după cum se știe, acționează deja de facto ca un stat responsabil al spațiului Schengen, luând parte solidar la toate eforturile de consolidare a frontierelor externe ale Uniunii. Aderarea României va consolida securitatea spațiului Schengen și va transmite un semnal puternic în sprijinul construcției europene. A fost mesajul președintelui Klaus Iohannis după întrevederea cu Emmanuel Macron. Liderul de la Elize vrea însă, înainte de toate, reformarea spațiului Schengen. Și nu am niciun motiv să mă opun intrării României în spațiul Schengen. Singura mea rezervă este că acest spațiu Schengen funcționează prost astăzi și îmi doresc ca el să fie reformat în profunzime, să facem această reformă asociindu-le pe acele state care au vocația de a se integra în acest spațiu, împărtășind așadar această reformă cu România și într-un spațiu Schengen întărit, România să poată să intre. Nu avem o viziune de ansamblu și cred că trebuie să ne regăsim ritmul și o viziune consolidată pe aceste subiecte, o viziune comună. Macron susține și că o intrare a României în Schengen nu mai poate fi considerată un risc pentru securitatea Uniunii Europene. Istoria ne arată că chiar și cu România și cu Bulgaria, în afara spațiului Schengen, migranții tot au intrat în Europa. Deci pot să constat că România cooperează într-un mod deosebit de eficace, face eforturi, respectă regulile de aderare la spațiul Schengen și faptul de a avea România în exteriorul spațiului Schengen nu aduce o protecție suplimentară pentru cei care sunt în interiorul acestui spațiu.